Jocuri inedite, spectacole și multe premii. De asta au avut parte astăzi mămicile și prichindeilor la Baby Boom. Pe lângă distracții, părinții au găsit și ajutoare de nădejde. Scaunul de mașină de 5 stele, cădița pliabilă și camera de supraveghere care vede tot. Ridicăm 3, ridicăm apoi piramida de 6, apoi piramida de 3. Așa arată unul dintre cele mai noi sporturi dedicate dezvoltării copiilor. Se numește Speed Stacks și ajută micuții să devină mai îndemânatici. Și nu numai. În primul rând, antrenează coordonarea mână-ochi. Antrenează concentrarea, focalizarea și memorarea. După ce s-au antrenat cu paharele rapide, copiii au trecut la alt joc interesant. Pictura cu nisip. Ce mai facem aici? Ce vrei să-i mai facem? Fundalul? Viitoarele mămici au demonstrat și ele îndemânarea în fața unui juriu special. Foarte drăguțe viitoarele mămici, concursul foarte, foarte frumos și dacă aș fi putut, aș fi dat locul întâi tuturor. Accesoriile de ultimă generație le-au luat ochii părinților. Cele mai admirate au fost cădița care se montează în mai puțin de 15 secunde și camera de supraveghere, cu ajutorul căreia își pot vedea copilul pe telefonul mobil, tabletă sau PC. Cine nu a ajuns încă la Baby Boom, mai are timp. Mâine este ultima zi în care părinții se pot informa despre cele mai noi și interesante accesorii pentru copii.